Prefă-te puternic când ești slab și slab când ești puternic. Nu poți avea încredere într-un om care nu are nimic de pierdut. Chiar și cea mai ascuțită sabie, scufundată în apă sărată, într-un final, va rugini. Un dușman este un prieten care știe prea multe despre tine. În mijlocul haosului există întotdeauna oportunități. Cine dorește să lupte, trebuie mai întâi să cunoască costul luptei. Fii extrem de subtil, chiar și până la lipsa de formă. Fii extrem de misterios, chiar și până la lipsa sunetului. Prin acestea, poți decide soarta opozantului. Adâncul inimii este mai departe decât capătul lumii. Minciuna care vindecă este mai bună decât adevărul care doare. Cea mai mare victorie este cea care nu necesită nicio bătălie. Pentru a-ți cunoaște dușmanul, trebuie mai întâi să devii una cu acesta. Rezultate mari se pot obține și cu forțe mici. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce sunt folosite. Excelența supremă nu constă în a câștiga de fiecare dată, ci de a învinge dușmanul fără a lupta vreodată. Roțile justiției macină lent, dar macină bine. Este ușor să iubești un prieten, dar cea mai grea lecție de învățat este să-ți iubești dușmanul. Planificați ceva care este dificil atâta timp cât este ușor. Ocupați-vă de o obligație mică înainte să devină foarte mare. Cel care trimite întăriri peste tot va fi slab peste tot. Un lider conduce prin exemplu, nu prin forță. Femeia care vrea să facă sex cel mai mult este cea care adesea tânjește la un sens de intimitate mai profund. Dezordinea a venit din ordine, frica a venit din curaj, slăbiciunea a venit din forță. Gândește și deliberează înainte de a face o mișcare. Relațiile oportuniste cu greu pot fi menținute. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.